Salut, eu sunt Gicu, astăzi vom planta mango din sâmbure, din nou, căci eu mai înainte am mai încercat și ceva n-am mers, nu am reușit. Sper că de data aceasta să reușesc, este a treia încercare și am decis să fac video. Am făcut anul trecut un video, nu ar încurca încă un video să mai fac. Căci mulți abonați mi-au scris că să fac video cu mango acum în ultimul timp. Nu tare mulți, dar sunt câțiva. Și, well, acum trebuie să tăiem acest mango, uite, l-am cumpărat, e frumușel, și să scoatem sâmburele și îl voi pune pe șervețel umed în efect de seră. Hai să începem! Voi tăia cu un cuțit atent. Aproape gata, a rămas încă puțin descos și uitați-vă, nu are așa mult soc și l-am tăiat mai ușor. Cel de data trecută, când am trecut am făcut video, apoi avea mult soc acela. Dar și acesta e bun, miroase. Și acum voi folosi un cuțit zimțat și voi încerca să elimin ce a mai rămas pe aici. Am să plec și am să-l curăț sub un jet de apă. Revenim. L-am curățat și l-am uscat și acum trebuie să-l despicăm din coaja de protecție. De aici vom despica, dar trebuie să tăiem cu o farfecă pentru că să putem apuca ca lumea să despicăm această coajă. Și voi tăia, da, foarte atent, puțin, puțin doar. Și acum voi încerca să desprind. Am reușit, cu greu, dar asta e. Și acum trebuie să o decojim aici puțin și o punem în efect de seră. Ar trebui de aici să iasă rădăcina, vom vedea. Iată cum a ieșit, pare destul de sănătos. Sper că nu va putrezi și va începe să crească. Voi face un video special dacă ceva mai departe. Nu promit că va fi tot ok, dar vom vedea. Acum hai să-l punem într-un efect de seră. Punem niște șervețele aici și trebuie să le udăm un pic cu un pulverizator. Și acum punem aici mango.
și voi pune șervețel deasupra. Data plantării i-am scris aici, 26 decembrie, și acum îl băgăm în efect de seră. Trebuie să aibă umiditate și va germina. Să știți că am cumpărat și un ananas. Uitați-vă, este sănătos, la frunze verde. Pur și simplu îl voi tăia și voi lăsa o zi și apoi îl voi planta în apă să facă rădăcini. L-am cumpărat pentru că a putrezit acesta, din păcate, care avea aici doi puieți și unul din el a putrezit, l-am scos și apoi acesta, a doilea, a început să putrezească. Și, deci, hai să creștem din nou. Sper să se prindă din prima. Mango-l voi lăsa aici pe masă, nu numai decât la fereastră. Când cresc rădăcini, trebuie nu neapărat la lumină. Și așa, ananasul sper să se prindă și să nu putrezească vârful. Vom vedea. Și asta este tot pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Am să fac un video update dacă voi reuși. Și vă doresc o zi bună. Cu voi a fost Gicu. Sărbători fericite, anul nou și tot așa. Numai bine!